Bun găsit, doamnelor și domnilor, este cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificarea ale vântului ce la rafală pot atinge 50-60 km pe oră, iar de la ora 21 va intra în vigoare o nouă avertizare valabilă pentru zona litoralului. Aici vor fi de asemenea cantități de precipitații între 15 și 25 de litri pe metru pătrat și se așteaptă rafale ale vântului de 50-60 km pe oră. În noaptea ce urmează va fi o vreme deosebit de rece, în zonele de presionare termometrele vor înregistra minim de 0,2 grade, însă vor fi valori minime de până la 17 grade. Mâine, termometrele pot înregistra maxime cuprinse între 18 și 25 de grade. Aspectul vremii se îmbunătățește pentru că în mare parte a țării va predomina soarele. În oră se așteaptă în regiunea sudică a Banatului, în zona Olteniei, de asemenea în regiunea sudică a Munteniei și în zona Dobrogei, ori în regiunea Carpaților Meridionali, regiuni unde vor mai fi înnorat și condiții pentru averse slabe. Vântul va avea intensificări, însă în sudul teritoriului și la munte vor fi rafale de 40-50 km pe oră. Mâine în capitală se mai încălzește puțin, se va înregistra o maximă de 24-25 de grade, cerul va avea noră trecătoare, dar vor fi și intensificări ale vântului ce la rafală pot atinge 40-50 de km pe oră. Sâmbătă termometrele pot înregistra maxime de la 19 și până la 25 de grade. Din nou ne așteaptă o vreme plăcută ca aspect, cu mai mult soare, mai puține norări. Asta se va întâmpla prin nord-estul teritoriului, unde s-ar putea să mai plouă slab sau chiar la munte. Vântul va avea intensificări în sud-est și în regiunile montane. În capitală, din nou, se va înregistra o maximă de 24-25 de grade. Vor fi în oră trecătoare, va fi și soare, sunt șanse mici pentru precipitații, iar vântul devine moderat. Cam atât despre vreme, numai bine vă doresc!